încerc să ieși pe aici? Deci am urcat de pe spărtura asta și am ajuns la o bifurcație. Una duce în sus și la un moment dat face dreapta pe un tub galerie ușor de colmatat de noi, care era un prun cu piatră și cu mult nămol. Așa. Tubul din față mai înaintează câțiva metri. Aici o colmatare. Asta e noapte. Aici am ajuns la o bifurcație. În dreapta se colmatează cu precipitat. După vreo lanterna bate vreo 6 metri. În stânga mult nămol, argilă. Și lanterna bate în față vreo 10 metri, camera nu poate să prinde. Asta se poate de colmata ușor. Acum ne întoarcem. Și ne băgăm pe cealaltă ramificație câțiva metri. Așa, ramificația a doua. Coboară ușor în jos și face dreapta. Wow, ce frumos! În jos nu o să cobor, că e prea îngust deocamdată, dar se poate coborâ dacă am răbdare. Iar galeria asta aduce tot în jos, se întâlnește cu superba. Deci pe aici aș fi ieșit dacă mă strecuram. Aici e ca o mică săliță, dar e tot galerie. Ceva formațiuni frumoase. Hai să-i fac și o poză. Așa. Aproximativ vreo 2x2, 4, cam la 5 metri, 4 metri jumate, înspre aval avem două ramificații, una e aproape colmatată și cealaltă, numai să am grijă să nu rup ceva, se continuă. Grijă. E cam un mers târâș, nu chiar târâș. Și cred că dă într-un sol colmatat, dar care a fost spart de apă, dar nu cred că ar mai merita. Deranjat pentru că este foarte îngustă intrarea. No, cam atâta documentarea video.